문제는 좀 있어요. 30월 problem of good night event. 네. Mincea Vulcănescu numărul 131 mi-a sărit un pieton în față. Și am rămas fără, nu mi-a aprobat de la prefectură, procuratură, pardon. Și ideea este că nu s-a făcut toată nu s-au făcut toate verificările. Există un martor. Martor care poate să declare că pietonul mi-a sărit în față. Fără să se asigure. Dar eu am fost declarat că mi s-a spus că am creat un pericol social. După 8 ani de permis și niciun incident, asta mi se pare un pic deplasat. Și vreau să știu dacă la dosarul meu s-a depus plângere, dacă... iulie. Da. M-a avut dovadă și n-am mai văzut să ne pronunceam. Da. Trebuie imediat în concediu pe 17 iulie. Cred că nici n-am intrat în poziția dosarului. Poftim? Cred că nici n-am intrat în poziția dosarului. Pe cum adică să zătați că nu... dumneavoastră n-ați intrat în posesia dosarului, dar la procuratură, fără să verifice dosarul, poate face treaba asta? Stabilește dacă vă dă sau nu vă dă drept de circulație. Păi da, dacă dumneavoastră care v-ați ocupat de caz nu m-ați primit... Dar nu m-am ocupat de caz. Eu azi e prima zi de muncă și mă ocup acum în bacă tic în dosar. Păi... Cine s-a ocupat de acest dosar? E pierdut așa, într-un setar? Probabil dacă vi s-a spus că e la mine, înseamnă că nu va fi repatriat. Dar în concediu nu mi se dă dosare în momentul de concediu. Că nu mă găsește. Și acum vă pun o întrebare, pentru că am vorbit și cu instructorul. Am înțeles că, în mod normal, trebuiau să fie doi polițiști pe caz. E greșit și văd. Doi au fost la fața locului, într-adevăr, și am înțeles că trebuie și la poliție, în cazul în care dumneavoastră sunteți în concediu, să mai există un alt... Instructorul meu. Okay. Ion Berceanu. De auto. Păi asta vreau să fac, asta vreau să fac. Mă interesează pe buletul, mă. Da. Da? Nu vreau. Da. Chiar dacă nu s-a depus plângere, eu trebuie să aștept 3 luni de zile o persoană votămată la formarea unui cerc. El are dreptul să depună plângere 3 luni de zile de la data când a luat la cunoștință de înmulțirea faptei. Asta știu, dar cum îi spune? Până atunci știu că pot să circul cu dovadă. Poți să circul cu dovadă, da? Cu cerere către parchet și procurorul vă aprobă sau nu vă aprobă, da? Păi, de asta am venit la dumneavoastră, că nu mi-a aprobat. Deci dacă nu vă aprobat, și ce credeți? Că eu, dacă veniți la mine, mă o să-i spun procurorul să vă aprobe... Nu, vreau să știu și eu stadiul... Aveți posibilitatea ca ordonanța procurorului să o atacați la primul procuror. El are un șef, da? Faceți plângere împotriva ordonanței la primul procuror și primul procuror vă aprobă sau nu vă aprobă. Și ce se scrie? Cum se scrie această plângere? Nu știu, la ei, la parchet faceți asta. Nu știu ce să vă spun. Eu vă pot da un sfat. Atât. Pentru că mi s-a spus și mie la fel să mă duc să fac plângere, dar...
Am vorbit cu un prieten care și el e în aceeași situație, pentru că există exces de zel la sensorul 1, din câte am verificat și eu la pe parcursul perioadei de când veneam carnet. Așa. Și mi-a zis că a trebuit să plătească vreo 3 milioane. Credeți-mă, sunt înainte de nuntă, înainte de botez, stau și cum stau, nu pot să mă duc să dau 3 milioane să îmbogățesc pe nimeni. Pe ca să-mi scoată această cerere. Am înțeles că trebuie făcută de un avocat, nu știu ce. Păi... Bun, și dacă o atac, care este perioada de... Același lucru faceți în 30 de care e perioada de atac? Da. E în ordonanța aia acolo. Că puteți face... Păi aia e, că nu scrie. Nu. E definitivă și revocabilă. Unde dracu sunt ștampilele de... Ba da. Deci asta v-am zis, că cineva, undeva... A terminat și eu facultate, cineva? Așa mi s-a spus. Bun, și unde scrie că pot să o atac eu? Dar ei pe acolo când face cererile astea, nou model, nu sunt afișate modele pe acolo pe la parchet. Eu știu că mai am, m-au venit oameni să plângă pe aici, că nu le aprobă și... Nu, bă, oricum nu pot să merg cu mașina, pentru că de când am lovit-o pe această victimă care a început să mă sune să-mi ceară bani. Da. Așa. Eu nu mai pot să mai merg cu mașina, mi-a terminat-o. Mi-a făcut o țândă. Deci mașina este... Deci probabil astăzi, voi intra în posesia dosarului. El, într-adevăr, mi-a fost repartizat mie înainte să intru în procediu, dar dacă în perioada asta, o lună din a fost în procediu, nu mi-a fost dat dosarul. Probabil el figurează la mine, dar nu am uitat scriptic în poziția lui, da? Uh-huh. Dacă vi s-a spus că e la mine, înseamnă că e la mine. Păi, dar colegii dumneavoastră, pentru că în momentul în care am primit asta, am vrut să cer informații de la colegii de la dumneavoastră. Eu, un coleg tânăr, mi-a închis așa geamul, nici n-am vrut să mă ascultă. Păi nu, să-mi spune și mie, să-mi dea o informație, că poate sunt un cetățean informat, ce fac cu asta? E hârtie de desenat? Și în cât timp mi se aprobă? Am nevoie de permis cât mai repede. Zile, dar același lucru se face în permanență. În fiecare lună până asta 3 luni. Da, știu, asta o știu. Nu astea 3 luni, că posibil că există posibilitatea ca persoana învățămată să depună plângere împotriva dumneavoastră. Din câte am înțeles, singura persoană care poate să depună plângere împotriva mea este mama victimei, iar dânsa are schizofrenie. Păi de ce? Ea nu poate să depună plângere? E minoră. E minoră victima? Și tată n-are? Am înțeles că singura persoană legală a ei este mama. Am sunat un avocat, mi-a spus, nu s-a încadrat juridic. Ce să se încadreze juridic? Am lovit o tută care sare în față, fără să se asigure. Și pe ploaie. Plus că vreau să, în momentul în care studiați dosarul, vreau să verificați dacă s-a menționat că sunt martori. Am avut martori în mașină. Când pot să vă sun? Puteți să mă trezeți cu la mine. Oricum, pe un telefon, nu vă aștept să vă dai o... Nu, dar să vă întreb dacă l-ați citit ca să vă, și când vă găsesc, nu cer eu prin telefon. Știu că astea sunt informații care nu se dau prin telefon. Bine, aș vrea un pic mai repede, aș vrea până pe 3-4 să... Pot să intru și în poziția dovezii. Am nevoie de mașină pentru că am nuntat. Bine, pe lângă asta face cerere la parchet. N-are legătură cu ce face un dosar. Deci eu, în primul rând, aștept să treacă termenul de depunere a plângerii. 3 luni de zile, da? Da. Deci în termenul de 3 luni de zile... S-a dus deja o lună. Nu, dumneavoastră știți mai bine că... Păi dacă s-a întâmplat pe 10, azi fiind în 17, o lună și o săptămână. Așteptăm 3 luni de zile. Trebuie să audiez mama victimă, în vedere că persoana votămată este minoră. E minoră, trebuie să audiez
reprezentantul legal. Păi da, dar reprezentantul legal nici măcar n-a fost acolo. Asta e procedura, deci chiar dacă n-a fost acolo, eu trebuie să întreb dacă depune sau nu depune plângerea. Dacă era persoana vătămată, o persoană majoră, așteptam termenul de 3 luni de zile dacă lua la cunoștință de săvârșirea faptei, că colegii trebuie să-mi primească un proces verbal. Da. Și mă pronunțam, având în vedere că persoana vătămată este minor, trebuie neapărat să iau declarație minorului legal. Da, asta știu, dar în același timp solicit declarația maturilor. Aia declarația maturilor în momentul când se depune plângerea, dar nu se depune plângerea, de ce se audiez? Păi văd că influențează pe domnul procuror. Nu știu ce influențează domnul procuror. Domnul procuror admite și nu admite. Păi da, dar trebuie să admită în baza unei teme legale, păi, zic seama eu. Că procurorul nici nu studiază dosarul? Păi îmi dau seama, dar haide să nu mai aruncăm cu nu și cu da. Cred că de când am carnet, am circulat cât s-a putut de regulamentar. Bașca ca mai și ferit o grămadă de... Solicitat la parchet. Deci, de, mă duc, fac o cerere scrisă de mână, că nu cred că trebuie să scriu așa, în care atac această asta, fac o pierd după aia și sper să o ia în considerare fără... Bun. Și aia vine tot jos aici, jos la... Știu, o săptămână. Admisă sau respinsă. Am înțeles. Și în momentul în care e admisă, poți să vin cu dovada scrisă. Dovada vă pune, vă dă prelungire, cât vă dă jos acolo și așa face vă fiecare. Da, am înțeles. Asta e. Bun. Până, mulțumesc mult. Până când veți primi soluția de la parchet. Da, și vei din la dumneavoastră ca să vedem ce se întâmplă și în dosar. Mulțumesc mult, domnule Marin. Mai bine.